Slăvit și binecuvântat să fie Domnul! Haideți să ne apropiem de cuvântul Scripturii și de lecția noastră din această seară. Studiul Familia creștină, respectiv modelul trinitar al familiei și cuvântul pe care am să-l citesc este în Cartea Genesei, capitolul 1, am să citesc de la versetul 26 la 31. Apoi Dumnezeu a zis, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Și Dumnezeu a zis, iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului pământ și orice pom care are în el rod cu sămânță, aceasta să fie hrana voastră. Iar tuturor fiarelor pământului, tuturor păsărilor cerului și tuturor viețuitoarelor vietăților care se mișcă pe pământ, care au în ele o suflare de viață, le-am dat ca hrană toată iarba verde. Și așa a fost. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a șasea. Amin. Ne aflăm la cea de-a doua lecție despre familie și, cum am spus deja încă de joia trecută, suntem abia la fundație. O să lucrăm încet, o să lucrăm cu grijă, o să lucrăm cu răbdare și o să punem fundația în așa fel încât să fim siguri că stăm pe cuvântul lui Dumnezeu și să fim siguri că avem pe ce să zidim mai departe. De altfel, primele patru lecții sunt parte din această fundație. Când am spus modelul trinitar al familiei, am încercat joia trecută, lecția trecută, să aduc argumentul biblic și să aduc exemplul Scripturii în ceea ce privește modelul trinitar. Și atunci am adus înaintea dumneavoastră cuvântul Scripturii privitor la Sfânta Treime, la Elohim, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt. Apoi am adus înaintea dumneavoastră modelul trinitar al ființei umane, felul în care Dumnezeu l-a creat pe om, trup, suflet și duh. Ca în final să aduc cel de-al treilea exemplu și cea de-a treia ilustrație și să vedem că de fapt și istoria pe parcursul ei are această abordare, această înțelegere trinitară. Și am văzut că istoria omenirii se împarte în trei. Are o vreme pe care am numit-o vremea inocenței, înainte de căderea omului în păcat. Apoi, sigur că este vremea rușinii, așa am numit-o, vremea rușinii, cu toate urmările, cu toate implicațiile, cu toate efectele tragice pe care le-a avut neascultarea și păcatul. Dar n-am încheiat
trist, n-am încheiat negativ, n-am încheiat la cădere, ci am arătat că este și cea de-a treia dimensiune istorică, reală, și anume vremea Harului, vremea lui Hristos, vremea răscumpărării, vremea salvării. Vremea salvării omului, vremea salvării familiei, vremea salvării creației și a întregii făpturi a lui Dumnezeu. În această seară, cu ajutorul lui Dumnezeu, a doua lecție se intitulează Vremea Inocenței. Vremea Inocenței. Deci de asta ne ocupăm în această seară și cu răbdare și cu grijă și în măsura Harului lui Dumnezeu și în măsura timpului pe care îl avem. Haideți să vedem ce subliniază Sfânta Scriptură atunci când aduce înaintea noastră această vreme, această perioadă a istoriei omenirii, această vreme a inocenței. Într-un anume fel, este fascinant să mergem în acest spațiu, pentru că, vă dați seama, mergem înapoi pe coridoarele istoriei până la niște vremi ancestrale, până la niște vremi înainte de căderea în păcat, înainte de căderea omului în păcat. Și este un timp foarte, foarte îndepărtat în istoria omenirii. Și foarte puțin ne ducem acolo, foarte rar ne ducem acolo, foarte puțin ne oprim acolo, foarte rar ne gândim ce a fost la început, cum a fost la început, ce a intenționat Dumnezeu la început, ce plan a avut Dumnezeu la început. Și în acest sens, pentru lecția noastră din această seară, haideți să vedem ce ne arată Sfânta Scriptură cu privire la această perioadă. Omul și bărbatul și femeia și Adam și Eva au fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ei trebuiau să reflecte caracterul Creatorului, să reflecte caracterul lui Dumnezeu, să oglindească ceva din natura lui, să oglindească ceva din această perfectă și superbă unitate pe care o are Sfânta Treime, în unitatea și în intimitatea perfectă a Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Iar omul, ca și creația lui Dumnezeu, trebuia să reflecte pe Creator, așa cum un copil îl reflectă pe părinte. Te uiți la el și spui, a cui e copilul ăsta? Și celălalt zice, uită-te bine. A, da, da, zice, seamănă cu tatăl lui, seamănă cu mama, seamănă cu părinții lui. Are trăsăturile, are nu numai elemente de caracter și de personalitate, dar până și în fizionomia lui, copilul poartă în gena lui, poartă în moștenirea pe care o duce, această zestre primită de la părinți. La fel, această minunată creație a lui Dumnezeu, care este omul, poartă acest chip al lui Dumnezeu, ne spune Sfânta Scriptură. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Deci iată că, iubiții mei, Adam, omul, a fost creat de Dumnezeu ca să fie un adevărat conducător spiritual, un adevărat lider spiritual. A fost înzestrat cu puterea aceasta de a alege, de a fi liber și de a exersa atributele pe care i le-a dat Dumnezeu. Sigur că trebuia să-și păstreze libertatea și mai ales libertatea de a trăi în prezența lui Dumnezeu. Trebuia să-și păstreze relația cu Dumnezeu pe verticală, trebuia să-și păstreze relația cu soția
și cu familia lui pe orizontală. Trebuia să-și apere soția, trebuia să-și apere familia de atacurile diavolului și mai ales trebuia să îndeplinească acest mandat divin pe care Dumnezeu îl subliniază foarte clar și puternic încă de aici, din capitolul 1, versetul 27, Cartea Genezei. La rândul ei și Eva, să știți că a fost creată de Dumnezeu ca parteneră și ca părtașă a omului, a lui Adam, pentru împlinirea acestui mandat, pentru realizarea acestei chemări. Viața cu Dumnezeu, viața cu soțul ei, viața cu familia ei, așezată de Dumnezeu ca ajutor potrivit pentru bărbatul ei și mai ales pentru realizarea acelei chemări dumnezeiești pe care Dumnezeu a făcut-o familiei. Le-a dat Dumnezeu capacitatea și le-a dat Dumnezeu atributul de a procrea, de a popula pământul, pentru că acest pământ trebuia stăpânit, trebuia lucrat, trebuia administrat, ori doi oameni nu puteau să acopere responsabilitatea aceasta uriașă. Și atunci Dumnezeu le-a spus, creșteți, înmulțiți-vă, răspândiți-vă pe pământ și stăpâniți-l. Dar țineți minte, pământul nu e al vostru. Țineți minte, nu sunteți șefi și stăpâni, doar reprezentați autoritatea lui Dumnezeu. El este stăpânul, El este ownerul acestui univers și a acestui pământ, cum spune psalmistul. Al Domnului este cerul și pământul cu tot ce este pe el. De multe ori facem pe șefii, de multe ori ne lăudăm cu ce avem. Tot ce avem am primit de la Domnul și am primit de la Domnul să folosim, să administrăm. Adevăratul stăpân e El. E stăpânul universului, e stăpânul planetei, e stăpânul vieții, e stăpânul respirației mele, e stăpânul vieții mele. E stăpânul la toate. Noi doar trebuie să-L reprezentăm pe El și am primit de la El autoritatea să stăpânim, am primit de la El autoritatea să guvernăm, am primit de la El autoritatea și atributele necesare să administrăm creația, dar tot timpul să știm că mandatul este acesta, îl reprezentăm pe El. Suntem aici în numele Regelui, suntem aici în numele Creatorului, suntem aici ca să-L reprezentăm pe El, pe Tata, pe Cel care ne-a creat. Și ea, la rândul ei, Eva, trebuia să stea sub protecția autorității lui Dumnezeu. Trebuia să stea sub protecția autorității bărbatului ei. Observați, vă rog, cum este această subliniere. Și anume, nu este neapărat a spune trebuia să fie supusă ca o roabă, ca o sclavă, ci sublinierea este că această autoritate pusă peste ea o proteja, o ocrotea, îi asigura protecția și siguranța și îi asigura din partea lui Dumnezeu spațiul în care să se manifeste libertatea. De multe ori noi avem o noțiune foarte greșită despre libertate. Libertatea înseamnă să faci ce vrei. Într-o lume coruptă, cu o natură coruptă, a face ce vrei este imposibil. Pentru că nu mai poți să faci ce vrei. Ori ești robul lui Hristos, ori ești robul celui rău. Nu puteți face ce voiți voi, spune Sfânta Scriptură. Spune Domnul Iisus Hristos. E greșit, e o aberație, e o închipuire că omul face ce vrea. Nu, el are un stăpân, el are un creator, el are un părinte și autoritatea sub care a fost așezată familia, respectiv și bărbatul și femeia, dar acum vorbim de femeie ca una care stă sub această autoritate a lui Dumnezeu și a bărbatului,
sau manifestată prin bărbat, această autoritate îi asigură ei protecție. O să vorbim, Pentelete, la timpul potrivit despre asta. O să avem timp să dezvoltăm tema aceasta a supunerii față de autoritatea dată de Dumnezeu. Nu este autoritatea luată de bărbat, cum îl taie pe el capul și cum vrea el să creadă că se manifestă autoritatea. Autoritatea adevărată este această reprezentare divină de care vorbește Dumnezeu la început, în Genesa 1. Stăpâniți pământul, stăpâniți creația, lucrați pământul, guvernați peste tot ce este aici. Dar nu uitați nicio clipă că mă reprezentați pe mine. Asta e misiunea, asta e chemarea. Haideți să luăm acum pas cu pas și să vedem mai aproape ce s-a întâmplat cu fiecare. Știți, cineva a venit joia trecută și a pus câteva întrebări fratelui Lazar și nouă și socotesc că este de cuvință și este potrivit să subliniem aici că mai ales în Vechiul Testament și mai ales în cărțile lui Moise, lucrurile nu sunt aranjate cronologic. De exemplu, creația și cele 6 zile ale creației spun într-un cuvânt sau spun într-o frază, spun într-un context cum a creat Dumnezeu lumea, cum a creat Dumnezeu universul, cum a făcut Dumnezeu această creație, ca apoi în capitolul 2 să revină autorul și să spună: acum hai să-ți arăt mai Pendelete și să-ți arăt mai în detaliu și mai aproape cum l-a creat pe om, cum a creat grădina, cum a creat femeia, cum a creat familia, ce le-a spus la fiecare și așa mai departe. Și de multe ori, dacă nu înțelegi aceste simple noțiuni și această simplă structură de înțelegere, poți să ajungi la încurcături și să spui: păi când a creat? A creat aici sau a creat dincolo? Sau aici sunt amândoi sau aici sunt separat? Sau unde sunt? Cum sunt? Nu, în capitolul 1 dă un overview, dă un fel de imagine generală, de ansamblu, ca apoi în capitolul 2 să revină și să ia fiecare în parte și să spună: uite, așa a fost la crearea omului, uite, așa a fost la crearea grădinii, uite, așa a fost cu identificarea și cu numirea fiecărei creaturi, fiecărei făpturi. Și Adam a fost foarte implicat în asta. Uite, așa a fost când s-a văzut în el o mare căutare și un mare gol și Dumnezeu l-a lăsat așa cu un mare gol ca să simtă, să realizeze că are un mare gol în el, ca apoi Dumnezeu să spună: în această zi a șasea facem în momentul acesta un ajutor potrivit pentru el. Deci, vă rog să rețineți aspectul acesta, că e foarte important. Ce vreau să se fixeze clar și bine, dacă se poate, este acest concept de la bun început, și anume, omul este replica și modelul chipului lui Dumnezeu. Am spus, pentru ebraicul tselem, care înseamnă replică, și pentru ebraicul demut, care înseamnă asemănare sau înseamnă model, existau 3 școli de gândire teologică și o școală spunea: e un simplu substantiv și subliniază, sigur, asemănarea, subliniază apropierea de creator, de părinte. E un substantiv care scoate în evidență modelul pe care omul îl are pe chipul lui, pe natura lui. O altă școală de gândire a venit și a spus: este așa, e adevărat, nu anulăm ce ați spus voi, dar noi credem că această asemănare, acest chip, acest model, această replică, are de-a face cu relația cu Dumnezeu. Cum Dumnezeu e trinitar, omul e trinitar, trup, suflet, duh. Și sufletul are un aspect trinitar.
sentiment, rațiune și voință. Și Duhul are un aspect trinitar, comuniune, comunicare și conștiință. Și au zis, se subliniază aici partea de comunicare cu Dumnezeu, partea de relație cu Dumnezeu. A mai venit o școală de gândire teologică și a spus, e adevărat și substantivul cu replica, cu modelul, e adevărat și că subliniază relația. Dar mai important este că subliniază atributul care îl are omul, care i s-a dat omului, ca să poată să-și îndeplinească misiunea, pentru că accentul, spuneau ei, cade pe misiunea care o are Adam și Eva, misiunea care o are familia, misiunea pe care o are omul. Și atunci, aspectul subliniat de către a treia grupă de gânditori a fost aspectul de funcționare, cum să funcționeze, cum să stăpânească, cum să guverneze, cum să-și manifeste autoritatea. Și toate aceste trei se completează și lucrează frumos împreună. Ce spunem despre Adam? Pe scurt, mă uit la ceas, mă gândesc că trebuie să nu fugim tare, dar haideți să vedem. Ce spune despre Adam? Un lucru important și de maximă valoare, spune că Adam a fost creat din țărâna pământului, Geneza 2:7. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în el suflare de viață și omul s-a făcut astfel suflet viu. Aspectul trinitar, vedeți? Trupul, sufletul și Duhul. Un alt lucru despre Adam foarte interesant, rețineți, vă rog, Geneza 2:8. Adam a fost creat afară din grădină. Adam a fost creat înaintea grădinii. Adam a fost creat din țărâna pământului într-un fel foarte interesant. Are el, Adam ăsta, bărbatul ăsta, și surorile o să-mi dea dreptate, nici nu le întreb, că nu e timp de dialog, dar avem noi, ca bărbați, ceva wild în noi. Să nu vă supărați, să nu vă speriați. Ne vine de acolo, de la vremea când ne-a modelat din țărână. Și ne-a modelat afară din grădină. După aceea spune cuvântul foarte clar că Adam a fost așezat apoi în grădină. Apoi, Geneza 2:8, apoi Domnul a sădit o grădină în Eden spre răsărit și a pus acolo pe omul pe care îl întocmise. Observați secvența. Geneza 2:15, Domnul Dumnezeu a luat pe om, l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Deci a fost creat în afara grădinii, a fost creat afară din grădină, dar a fost pus în grădină. Și a fost pus în grădină să lucreze această grădină, să o stăpânească, să o administreze, să o păzească. Eva. Cu Eva lucrurile stau diferit, total diferit. Femeia a fost creată altfel. Odată că a fost creată în grădină, așa că femeia este floarea aceea, este ființa aceea care stă în grădină, care nu are voie să iasă din grădină, care stă acolo și așteaptă să fie descoperită. Așteaptă să vină the wild man, intră și el în grădină, că vine de la vânătoare sau vine de la cuceriri, vine de la războaie, vine de unde vine, și femeia totdeauna este ființa aceea nobilă, De o finețe și de o frumusețe primită de la Dumnezeu, care stă acolo în grădină și spune, stau aici până când mă descoperă. Stau aici până când vine, pentru că aici m-a creat Dumnezeu și aici m-a pus Dumnezeu. A fost creată în grădină, Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Deci în secvența aceasta se vede foarte clar că bărbatul
așezat în grădină, întocmit din țărâna pământului, pus să lucreze în grădină, era totuși singur și neîmplinit. Femeia a fost creată diferit, ea n-a fost creată din țărână, n-a fost creată din pământ. Geneza 2, 21-22. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui Adam și a închis carnea la locul ei, din coasta pe care o luase din om. Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Observați? Deci și tehnologia e diferită, și materialul e diferit, și locul unde s-a făcut lucrarea e puțin diferit. Deci este, de la bun înțeles, de la bun început, o distinție și o diferență. Și e foarte important să înțelegem aceste lucruri, pentru că vorbim de ele în perioada inocenței, în perioada dinaintea căderii în păcat a omului. Pentru că după aceea, dacă vorbim, tot timpul trebuie să facem referire, da, dar a căzut în păcat, da, dar asta a făcut păcatul din el. Da, uite, așa l-a nenorocit și în halul ăsta l-a adus păcatul. Așa a distrus păcatul familia, așa a distrus păcatul bărbatul, așa a distrus păcatul femeia. Aici vorbim de o perioadă înainte de căderea în păcat. Și e foarte bine și e foarte important să pricepem cum le-a definit Dumnezeu și cum le-a așezat și cum le-a subliniat de la bun început. Haideți să vedem ceva despre Adam în continuare. Adam, deci observați că mergem cu ei puțin în paralel. Adam este așezat în grădină și acolo în grădină primește misiunea de la Dumnezeu, Geneza 2:15. Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Apoi Adam este așezat în grădină și primește porunca de la Dumnezeu în ce privește ascultarea, în ce privește ferirea de păcat, dacă vreți. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta. Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei muri, vei mânca din el, vei muri negreșit. Deci primește porunca aceasta, Adam. O primește el. O primește personal. O primește cu foarte, foarte mare subliniere și avertizare. Apoi Adam primește libertatea de a alege, Geneza 2:9. Grădina avea un râu și avea un centru. Și mai spune că râul acesta se împărțea în patru brațe. Și mai spune că acolo în centru erau doi pomi. Cineva a întrebat joia trecută că nu se poate. În mijloc era numai pomul cunoștinței binelui și răului, nu era și pomul vieții. Iată ce spune Scriptura. Haideți să vedem. Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de pomi, plăcuți la vedere și buni la mâncat. Și pomul vieții în mijlocul grădinii și pomul cunoștinței binelui și răului. Dacă nu credeți că e în mijloc, mergeți la Geneza 3:3. Din rodul, și aici auzim deja vorbind pe femeie, din rodul pomului, din mijlocul grădinii, da? Deci în mijlocul grădinii, e clar? Din rodul pomului, din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis să nu mâncați din el. Erau doi pomi la mijloc. Adam și Eva puteau să mănânce din pomul vieții. Dar au ales între cei doi pomi care erau în centru și care erau cu o foarte mare semnificație spirituală puși acolo în centru, au avut libertatea de a alege și au ales între cei doi. Știți când i-a izgonit Dumnezeu din grădină, a zis, trebuie să-i scoatem afară din grădină pentru că se duc iar în centru și le mai rămâne un pom din care încă n-au mâncat, pomul vieții. Pentru că acest pom a vieții se va prezenta la ei altfel. Acest pom al vieții va veni la ei altfel în istoria răscumpărării, în istoria mântuirii. Iisus Hristos va fi acest pom al vieții.
și va fi răstignit pe un lemn și va aduce viață. Și va fi un drum al pocăinței și al întoarcerii și al schimbărilor. Un drum lung și greu. Dar acolo în centru erau doi pomi. Pomul vieții și pomul cunoștinței binelui și răului. Și Adam, care a primit libertatea aceasta de a alege, foarte grav și foarte trist, a ales exact pomul interzis. Adam primește, deci, primește misiunea de a lucra, de a stăpâni, primește porunca de a nu mânca din pomul cunoștinței binului și răului, primește libertatea de a alege, are libertatea aceasta de la Dumnezeu și, nu în ultimul rând, primește ajutorul potrivit. Geneza 2:18. Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Să vedem ce se întâmplă cu Eva. Și ea primește porunca la fel ca și bărbatul. În Geneza 3:3, când o auzim vorbind, ea e foarte pusă în temă cu porunca. Acum, fie că a primit-o direct de la Dumnezeu, unii sunt de părere că Dumnezeu i-a spus-o personal, alții sunt de părere că Dumnezeu i-a spus-o prin bărbat, un singur lucru e clar și important, că o știa bine. O știa foarte bine. Zice, femeia, Eva, a spus șarpelui, dar din rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis să nu mâncați din el. De data asta e pluralul. De data asta Eva se referă la amândoi, și eu și bărbatul și soțul meu am primit aceeași poruncă, să nu mâncăm din acest pom oprit, acest pom interzis. Eva primește și ea libertatea de a alege. Geneza 3:2. Putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină. Avem libertatea asta. Pentru că libertatea se manifestă în momentul în care ți se pune un spațiu bine delimitat și ți se dă să alegi. Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine. Alege viața ca să trăiești. Ai libertatea asta. Ai doi pomi la mijloc. Ai pomul vieții, nu l-ai ales, ai pomul cunoștinței binelui și răului, pom interzis, de ăla te-ai legat. Ai avut libertatea asta și ai folosit-o grav și tragic spre pierzarea ta. Bineînțeles că aici a intervenit diavolul și a adus diversiunea și minciuna și înșelarea lui. Deci, Eva primește și ea porunca la fel ca și bărbatul. Eva primește și ea libertatea de a alege la fel ca și bărbatul. Eva primește identitatea și rolul ei. Și aici vă rog, mai ales pentru surori, dar și pentru bărbați, e foarte important să subliniem un lucru. Și anume, zice, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Pentru bărbat nu s-a găsit nimic să-i se potrivească. Deci era în el un gol de dimensiunea femeii care nu-l putea umple absolut nimic din creație. Și atunci Dumnezeu a zis, am să fac un ajutor potrivit. Vă rețin atenție la următorul lucru, care e foarte frumos și foarte important. Acest cuvânt în limba ebraică, în Geneza, în capitolul 2:18, apare doar de două ori în Biblie. Și cuvântul este ezer. În limba ebraică, cuvântul ajutor potrivit este cuvântul ezer. Și apare numai de două ori. O dată apare aici, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el, am să-i fac un ezer potrivit pentru el și mai apare încă o singură dată. Știți unde? Psalmul 46:1. 46:1. Știți ce spune Psalmul 46:1? Domnul este un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Deci ezerul pentru Adam și ezerul care este Domnul este de aceeași valoare, de aceeași calitate. Deci când i-a spus am să-ți dau un ajutor, n-a zis am să-ți dau o slugă, am să-ți dau o roabă, am să-ți dau o ființă care este inferioară ție, pe care tu să o folosești.
pe care tu să o uzezi, pe care tu să o manipulezi, pe care tu să o abuzezi. Ce-ți dau eu este un ezer, este de calitate divină, este lucrarea mea, este făptura mea, este creația mea și te ajută pe tine, bărbatule, în împlinirea mandatului. Cum ai fi putut tu, când a pus Dumnezeu pe Adam și pe Steve și le-a zis, acum creșteți, înmulțiți-vă și împărțiți pământul. Nu se putea și nu se poate până astăzi. Poate să încerce Steve și cu Paraschiv sau cu nu știu cine să se tot căsătorească, pentru că n-au cum să împlinească mandatul ăsta lui Dumnezeu, mandat divin. Dat numai bărbatului și numai femeii. Pentru că este ezerul lui Dumnezeu, este ajutorul lui Dumnezeu, este calitatea de prezență și de ajutor al lui Dumnezeu. Mă, la ce trebuia să-l ajute pe Adam? Era handicapat Adam, nu știa să citească, nu știa să scrie. Dacă ne uităm cu atenție, el este un mare savant. El identifică, el pune nume, el știe bine creația lui Dumnezeu, știe, umblă cu Dumnezeu în răcoarea zilei, el este un savant. La ce să-l ajute femeia? Ce ajutor? Se facă de mâncare? Nu era. Uite, aici e bucătăria. This is the kitchen, Eva. This is your space. Nu? Sau nu venea sâmbăta, respectiv, înainte de sabat, să vină Adam să spună, hello, ma'am, aici sunt hainele. Uite, să mi le speli. Știu că nu-ți place să calzi, dar ți-am cumpărat un steamer și dai cu steamerul și whatever. Sau, I just want entertainment. Can you come tonight? And I just want to have fun. No. Ezerul acesta o făcea pe Eva parteneră în mandatul divin. Adică Dumnezeu le spunea, numai așa se poate realiza chemarea voastră ca oameni, ca bărbat, ca femeie și ca familie. Deci Eva primește identitatea și rolul ei ca ajutor potrivit, ca ezer. Și ajutorul ăsta potrivit, să nu gândiți niciodată și o să vedeți că în Hristos nu numai că este restaurat lucrul acesta, ci este glorificat chiar mult mai frumos și mai clar. Deci femeia n-a fost niciodată menită să fie sluga lui. Să-i facă papuci, să-i facă mâncare, să-i facă prunci, să-i facă pe plac, să-l distreze. Și dumnealui vânătorul, făcut din pământ, wild, most of the time, să vină și să dea cu pumnul în masă. No, never. Well, căderea și păcatul aduc o grămadă de răsturnări și o grămadă de dezechilibre în familie. Să vedem lecția săptămâna viitoare. Trebuiau deci să îndeplinească acest mandat divin. Și acum ne-am uitat la Adam, ne-am uitat la Eva, haideți să ne uităm la amândoi și să vedem împreună ce frumos se definesc ei. Pentru că abia acum mergem, cum am zis, la acel overview care l-am citit din Genesa, capitolul 1, versetul 27, când, de fapt, Dumnezeu foarte clar și foarte frumos spune, i-a făcut parte bărbătească, i-a făcut parte femeiască și le-a dat porunca și le-a dat misiunea și le-a dat vocația și le-a dat mandatul divin și le-a subliniat foarte clar. Deci, Adam și Eva primesc mandatul împlinirii conjugale. Mandatul unei împliniri conjugale, Genesa 2:24. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Este această chemare la intimitate, la această chemare la uniune, această chemare la o relație frumoasă, în trup, în suflet, în duh, la toate nivelele, pentru că este chipul Elohimului, chipul Sfintei Treimi și vorbim aici înainte de cădere. Deci lucrurile sunt curate, sunt clare, sunt limpezi și omul trebuie în viața lui, în istoria familiei, trebuie să se desprindă de părinți. Și femeia trebuie să se desprindă de părinții ei și bărbatul trebuie să se desprindă de părinții ei.
We so much love the part of cleave, leave and cleave, zice engleza. Leave and cleave, lași, va lăsa și se va lipi. Sunt niște lipiciuri din astea păcătoase astăzi. Sunt niște atingeri păcătoase, sunt niște apropieri păcătoase. Dumnezeu dă o secvență din nou aici, pentru că vorbim de perioada când încă nu se stricase nimic în creația omului și în familia omului. Deci, dacă lasă și dacă se desprinde cu adevărat, atunci poate să ajungă la unitatea aceea superbă de care vorbește Dumnezeu. Pentru că are un mandat divin de împlinit. Nu numai că, ne-a dat Dumnezeu darul să procreăm și acum o să procreăm. Și acum facem un planning și acum ne hotărâm câți copii să avem și acum ne hotărâm dacă să avem sau dacă să nu avem, dacă vrem, dacă nu vrem, ne hotărâm să facem noi ce vrem. Ia, asta este din partea, din vremea rușinii. Dar din vremea inocenței lucrurile stau altfel. Din vremea creației, înainte de cădere, lucrurile sunt cu totul și cu totul altfel. Adam și Eva primesc mandatul acesta al complementarității, dacă vreți, al împlinirii conjugale, a unei intimități și a unei relații care va da naștere la viață. Adică Dumnezeu ce a făcut? A făcut din ei părinți. E un mare dar pe care ți-l dă Dumnezeu, face din tine tată și face din tine mamă și face ca tu să fii părtaș la acest mister al vieții și boțul acela de carne care îți vine în familie după 9 luni și jumătate, copilașul acela care cu un zâmbet de-a lui în stare să vindece tot și mai valoros decât 2000 de ore de counseling și de terapie, Dumnezeu a zis, tu ai să fii tată, tu ai să fii mamă și voi veți procrea, voi aveți darul acesta, aveți atributul acesta, aveți calitatea aceasta și trebuie în felul acesta să înțelegeți împlinirea mandatului divin. Domnul a satisfăcut nevoile celor doi. Aici e un lucru, e un lucru pe care îl spun la 8:30. Mai am câteva gânduri care am să le spun. Încerc să le spun cât de repede pot. Dar e prea frumos ca să spune Ardeleanu, ca să fușerim. E prea frumos ca să fușerim. Știți de ce? Pentru că aici apare prima poezie din istoria omenirii. Aici apare primul poem din istoria omului. Și românului îi plac poeziile și cântările. Pentru că atunci când a fost adusă la om, când a fost adusă și prezentată floarea, când a venit Dumnezeu și a zis, vezi tu floarea asta? Omul, știți ce a făcut? Textul ebraic a început să compună. Textul ebraic, iată în sfârșit pe cea care este, os din oasele mele, carne din carnea mea, ea se va numi femeie. Structura, aranjarea textului este poem. Este un text în versuri. Practic, Adam a devenit poem, poet. A devenit dintr-o dată inspirat și nu numai că a știut să pună nume la elefant și la girafă și la, știu eu, toate onomatopeele care sunt în lumea asta, ci a știut ce-i floarea asta, ce-i ființa asta. A știut. Pentru că a fost luată așa cum era el de wild și de curajos și de dornic de a cuceri, așa cum până în ziua de astăzi are nuanțele acestea, a zis, iată în sfârșit pe cea care este os din oasele mele, carne din carnea mea. Și vă rog frumos să rețineți din această perioadă a inocenței, fraților, când te-ai însurat, s-a sfârșit cu singurătatea. Când te-ai însurat sau te-ai măritat, s-a sfârșit cu căutarea. Și mai ales când te-ai însurat și când te-ai măritat, s-a sfârșit cu somnul.
cu somnul. L-a trezit din somn și a zis, come here, I want to show you something. Și i-a arătat floarea, i-a arătat femeia, ăsta a devenit poet, a început să scrie și s-a sfârșit cu singurătatea, s-a sfârșit căutarea, s-a sfârșit somnul. Adică ei amândoi trebuiau să intre într-o veghe, într-o priveghere. Știți unde erau când au venit diavolul? Știți unde erau? Erau unul lângă altul. De parcă erau orbi amândoi. În sfârșit, data viitoare despre asta. Eva, despre Eva, în împlinirea ei, trebuie să spunem asta, că a fost luată de la inimă. Când a luat-o o coastă, știți de unde a fost coasta aia? De la inimă. O să ziceți, unde e textul? Well, nu a fost o coastă de la picior, o coastă din talpă sau o coastă din frunte. Vreau să cred sau mă face ceva să cred că a fost o coastă mai aproape de inimă. Cu alte cuvinte, i s-ar spune domnului Adam că acolo e locul ei. Nici la cap, nici la talpă. Iată un text foarte frumos din Petru, 1 Petru 3:4. Femeia, spune Petru, și ăsta iară era un dur și un sanguin în personalitatea lui, dur nu în sens rău, era un tip care spunea ce gândește. Poate că se gândea după aia, măi, ce am spus. Da, mă rog, odată în Evanghelie zice, nu știa ce vorbește. A zis, e bine să fim aici, facem 3 colibri, rămânem, gata. Zice, era așa de uimit că zice, nici nu știa ce vorbește. Se mai întâmplă cu din ăștia, de tip A, care spun ce le vine pe gură. După aia se gândesc, merg acasă, se uită la tape. Mă, chiar așa am zis. chiar așa. Iată ce zice aici, ceva frumos. Zice, femeia este omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Deci nici măcar nu face ea asta pentru bărbat, ci face pentru Dumnezeu. Adică puritatea ei, blândețea ei, duhul ei pașnic. Știu că bărbații m-ar contrazice acum, dacă s-ar putea să începem un dialog, ar zice, tu nu știi cu cine trăiesc eu. Tu nu știi cât e ea de pașnică, tu nu știi cât e ea de blândă, tu nu știi cât e ea de curată, nu știi, numai soții la inimă. Nu știi. Da, nu știu. Știu însă că datorită păcatului s-a ajuns la lucruri grave. Adam și Eva primesc acest mister al vieții. Adam și Eva primesc mandatul de reprezentare. Deci i-a făcut și i-a pus să domnească, să stăpânească. Adam și Eva sunt în prezența lui Dumnezeu, de aceea am numit vremea inocenței. Sunt, spune textul nostru, Genesa 2:25, omul și nevasta lui erau amândoi goi și nu le era rușine. Pentru că nu cunoșteau rușinea, nu cunoșteau păcatul, nu cunoșteau vina, nu cunoșteau frica. Și fiind în prezența lui Dumnezeu, cum a spus Psalmul 80, arată-ți slava și vom fi salvați. Triada aceea din Psalmul 80, de 3 ori zice, arată-ți slava și vom fi. Ridică-te, Doamne, întoarce-te, Doamne, arată-ți slava. Această Shekinah glory, această slava lui Dumnezeu. Ultimul lucru, încheiem. Adam și Eva sunt, chiar și după cădere, după recuperarea lor și reabilitarea lor și răscumpărarea lor în Hristos, sunt parteneri în planul divin al lui Dumnezeu de a fi reprezentanța lui Dumnezeu. Iată cu ce încheiem. Efeseni 1:4. Dumnezeu ne-a ales, spune Sfântul Pavel, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, înainte de cădere. Dumnezeu ne-a ales. 1:11 și 12, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea aceluia care face toate după sfatul voii sale, de ce? Ca să slujim de laudă slavei sale.
Ne ridicăm la rugăciune, ne ridicăm în prezența Domnului și stăm cu seriozitate înaintea lui Dumnezeu, cu toate diferențele noastre, cu toate asemănările noastre, cu toate plusurile și minusurile care le avem acum după toate aceste lucruri care s-au întâmplat în istorie. A trecut vremea inocenței, a trecut vremea rușinii și noi acum suntem în vremea Harului. Și Sfântul Pavel zice, hai să vă duc înapoi, hai să vă duc pe coridoarele istoriei, așa de departe încât să vedeți că Dumnezeu încă de, înainte de întemeierea lumii, încă înainte de creație, de creația Universului, pentru că prima cădere în păcat a fost al Lucifer, a doua cădere în păcat a fost a îngerilor care i-a atras Lucifer. Și diavolul, care era deja căzut, a zis, îi fac praf și noua creație. Îi fac praf și făptura, îi fac praf și zidirea. Și mă leg de om și mă leg de femeie și mă leg de bărbat și fac praf și familia. Și Sfântul Pavel zice, hai să vă duc înapoi să vedeți. Că înainte de creație, Dumnezeu în inima lui, în mintea lui, a făcut un plan. Și a zis că voi, bărbat și femeie, soț și soție, familie, fiecare, sunteți copii ai lui Dumnezeu, puși deoparte, aleși, rânduiți, hotărâți cu acest mandat, să slujim de laudă slavei sale. Adică să trăim pentru gloria și slava lui Dumnezeu. Să practicăm în casele noastre, în familiile noastre, prezența lui Dumnezeu. Să fie, cum spunem noi, atât de poetic și atât de frumos la nunți, să fie acel colț de rai. Colțul de rai înseamnă Dumnezeu acolo. Nu numai pom și flori și păsărele, nu. Înseamnă Dumnezeu acolo, în prezența lui. Acolo trebuie să ne întoarcem. Singura cale înainte, singura șansă înainte, este să ne întoarcem înapoi. Înapoi la Creator, înapoi la creație, înapoi la cum a fost la început, înapoi la Hristos, înapoi la Cel care ne poate recupera și salva. Haideți să ne cercetăm înaintea Domnului, în prezența Domnului, haideți să ne rugăm și haideți să-L lăsăm pe El, Creatorul, Stăpânul și mai ales Urzitorul mântuirii noastre, să vină și să ne scoată din vremea rușinii, să ne aducă în vremea Harului și să înțelegem că de la bun început am fost rânduiți să slujim de laudă slavei sale. Să nu-L lăsăm pe diavolul să-și bată joc de noi. Nici de mintea noastră, nici de ochii noștri, nici de trupul nostru, nici de familiile noastre, pentru că am fost rânduiți de la bun început să slujim de laudă slavei sale, să reprezentăm Împăratul. Suntem ca ambasadorii. Pe cine reprezinți? Eu nu sunt șef aici, dar eu sunt aici în numele șefului. Sunt aici în numele Împăratului. Sunt aici în numele Creatorului. Sunt aici în numele lui Dumnezeu. Îl reprezint pe El. Uită-te la mine, am chipul și asemănarea Lui. Și atunci Sfântul Pavel zice, ați înțeles? Încă de la început, asta a fost în mintea lui Dumnezeu, în inima Lui. A vrut creația, a vrut ca omul, a vrut ca bărbatul, femeia, familia să slujească de laudă slavei sale. Ne rugăm în direcția aceasta.